în opinia mea, acest atmosferă și creșterea spiritelor protestatare în țara noastră, în această toamnă foarte fierbinte, așa cum și preconizam, ar trebui să fie dezamorsată, în opinia mea. Fiindcă, chiar făcând abstracție de faptul că și unii și alții cer demisii pe linie și apoi discuția unor anumite revindecări, cred că este loc pentru a discuta un plan de acțiuni care să se bazeze pe doi pași. La început, convenim ce urmează să facă guvernarea într-o perspectivă scurtă și medie, stabilind termene exacte, conținutul acțiunilor, când trebuie să fie implementate, după care, în caz dacă guvernarea nu își onorează angajamentele sale, suntem gata să discutăm aspectele care vizează demisia structurilor de vârf ale puterii de stat. Foarte multe din cele ce solicită protestatarii se conțin în programul nostru de guvernare. Nu este o inovație sau nu este o abordare radicală sau revoluționară. Noi ne-am propus să implementăm depolitizare, să scoatem dependența instituțiilor care reglementează diferite domenii sau care sunt responsabile de aplicarea legii. Personal am optat ca aceste acțiuni să nu fie cumva lăsate în planul de activitate a Guvernului pentru anul 2017 sau 2018, am optat că ele să fie puse în primă linie. La început, în 2015-2016, toate acțiunile de reforme mai curajoase. Eu cred că, sau sper că colegii din Parlament, președinția, vor